A fost sărbătoare mare la școala gimnazială numărul 14 din municipiul Drobeta Turnu Severin, unde elevii, alături de cadrele didactice, au celebrat primăvara cum se putea mai frumos. Ne-ați venit la bucuria noastră de primăvară. Suntem foarte bucuroși să vă primim, dragi părinți, mămici, tătici, bunici, rude. Ne bucurăm să vă vedem veseli, sănătoși și ne bucurăm că suntem noi toți sănătoși și bine. Pandemia a pus omenirea la grea încercare în această perioadă. Dincolo de problemele medicale pe care le-a ridicat, ne-a forțat nu doar să lucrăm și să comunicăm de la distanță, ci și să ne bucurăm de la depărtare. Însă acum că restricțiile au fost ridicate, înainte de vacanța de Paște, micuții de la școala gimnazială numărul 14 din municipiul Drobeta Turnu Severin au avut parte de o bucurie de primăvară. Aceștia au sărbat atât ziua mamei, primăvara, dar și venirea sărbătorilor pascale. Avem un eveniment astăzi seară, l-am numit Bucurie de Primăvară, pentru că avem multe motive de bucurie și aș putea să le enumăr. În primul rând, n-am sărbătorit mamele, pentru că în perioada aceea era frig, era pandemie, nu puteam în interior și atunci n-aveam cum să ne întâlnim. Deci, odată ne bucurăm că avem niște mame minunate. Sărbătorim, evident, primăvara, pentru că e primăvară. Sărbătorim învierea Domnului. Și nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, sărbătorim reîntregirea colectivului nostru, pentru că am avut ceva absenți și acum suntem cu toții bine, sănătoși și este o bucurie enormă pentru toți, mari și mici, și copii și părinți și noi cadrele didactice. Bucuria copiilor se putea citi pe chipurile acestora, deoarece după o lungă perioadă în care nu au mai avut loc sărbări, acum a fost momentul în care cei mici au putut dansa și cânta împreună. A fost pandemie și am organizat ziua mamei cu întârziere. V-ați pregătit mult? Da. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? V-am pregătit dansuri și cântece. Un dans alături de colegele mele. Cu ce ocazie ați organizat acest eveniment? Cu ocazia de bucurie de primăvară. Și sărbătoriți în același timp și ziua mamei, am înțeles. Da. Întârziere, pentru că acum vă permite vremea. Da, acum ne permite vremea. O petrecere pentru mămici. Și ce ai pregătit pentru astăzi? Multe surprize și plăcute. Un copil este o comoară pentru un părinte, iar un părinte este o comoară pentru copiii săi. La sărbare au fost prezenți, pe lângă cadrele didactice, părinții care cu sufletul la gură așteptau să vadă ce le-au pregătit micuților în cadrul acestui eveniment minunat. Thank you.
Sărbarea a reprezentat totodată și venirea sărbătorilor pascale care au fost celebrate mai devreme, deoarece copiii vor intra în vacanța de primăvară timp de 2 săptămâni.